Bună ziua, stimați videospectatorii, mă bucur că ne reîntâlnim pe această cale și mulțumesc, ca de obicei, doamnei director a Centrului Cultural, colaboratorilor dânsii, pentru că mi-au oferit această posibilitate, mai ales că mă gândesc la un moment special pe care vreau să-l marchez astăzi. Am intitulat prelegerea mea Ziua Constituției României, Credința Ortodoxă, Constituția și Constituționalismul Contemporan Românesc. Este o zi deosebită pentru că, sigur, pe data de 8 decembrie, așa cum dumneavoastră cunoașteți, este Ziua Constituției României, o zi națională. Pe 10 decembrie este Ziua Drepturilor Omului, data când a fost adoptată la ONU Declarația Universală a Drepturilor Omului. Dar, dincolo de această semnificație, să spunem, națională a acestei zile și de semnificația Constituției, mai este un aspect foarte important pe care aș vrea să-l menționez, și anume faptul că acest simpozion pe care și noi, astăzi, în condițiile permise, îl facem, este o activitate de tradiție la Centrul Cultural Pitești. Mai bine de 20 de ani, în fiecare an, noi am marcat Ziua Constituției României ca fiind o zi deosebită, nu numai pentru faptul că se referă la o lege și la tot ce înseamnă constituționalismul românesc, iar această marcare prin simpozion, la care uneori au participat și personalități de seamă ale culturii, ale constituționalismului românesc, inclusiv profesorul Antonie Iorgovan, a fost posibilă, sigur, și prin grija conducerii Centrului Cultural, dar și prin preocuparea permanentă a celui care a fost și rămâne, profesorul Marius Chiva, un om de o sensibilitate și de o cultură deosebită, un excelent organizator și inițiator de manifestări culturale, care pentru mulți, inclusiv și pentru mine, a reprezentat acel punct de sprijin absolut necesar pentru a trăi un moment spiritual, o manifestare culturală în adevăratul sens al cuvântului. Dânsul ne-a părăsit mult prea devreme, dar așa a fost, a vrut domnul nostru. Sunt convins că acolo unde se află acum este fericit și poate că ne privește. Și aș vrea și pe această cale să dedic această modestă intervenție a mea memoriei domnului profesor Marius Chiva. Stimați videospectatori, sigur, de ce avem nevoie de o zi a Constituției? De ce s-a simțit nevoia ca legiuitorul să marcheze data de 8 decembrie ca zi națională, data când a fost adoptată Constituția României din 1991? Aceasta pentru că o lege fundamentală, o Constituție în general, nu este numai un simplu act normativ, nu este numai rezultatul unei simple manifestări de voință a unui legiuitor constituant la un moment dat. Este și aceasta, dar nu numai aceasta. Este mai mult decât atât, pentru că, așa cum spun specialiștii în drept constituțional, mă gândesc în primul rând la un ilustru profesor, Ion Deleanu, e un așezământ politic și juridic. Deci condițiile care determină existența unei Constituții sunt exterioare, să spunem, factorilor care generează dreptul, sunt condiții sociale, economice, culturale, spirituale, țin de o anumită stare de guvernământ, stare socială a națiunii și, în același timp, în conținutul normativ al Constituției, se regăsesc principii, valori, care exprimă, de fapt, particularitățile și individualitatea unui popor, unei societăți organizate statal. Mai mult decât atâta, în al treilea rând, dacă am putea face o enumerare, Constituția reprezintă baza de structurare a întregului sistem economic, social și cultural al unui stat. Deci nu numai pentru sistemul juridic, ci pentru tot ceea ce înseamnă manifestări în plan fenomenal, în plan social. Este greu să găsim în domeniul socialului aspecte care nu sunt reglementate normativ. Există, dar nu insist acum prea mult asupra lor. Și tot ceea ce înseamnă manifestarea aceasta fenomenală este coordonată de Constituție. De altfel, ideea aceasta de supremație a Constituției, supremația legii în general, este esențială pentru un stat de drept, un stat democratic,
iar drepturile și libertățile fundamentale ale omului ar fi simplă teorie sau aspecte, sigur, ideatice, ideologice, dacă nu ar găsi și o expresie normativă în normele constituționale, ca și în documentele internaționale referitoare la această chestiune. Aș putea spune că, din punct de vedere juridic, în expresia sa juridică, Constituția este un triumf al libertății, un triumf al libertății omului, libertate care, sigur, nu este o libertate generică, o libertate necondiționată, și una unei libertăți sociale care este, să spunem, coordonată și garantată de lege, Constituția fiind legea fundamentală care o garantează. De altfel, există, mă gândesc la autori, care vorbesc de Constituții ca de o Constituție a Libertății, așa este definită și Constituția Statelor Unite ale Americii. Aș fi multe de spus despre această încărcătură valorică a legii fundamentale a unui stat, inclusiv a țării noastre, despre aceste determinări exterioare. Nu vreau să intru în prea multe amănunte, dar trebuie să ne gândim că pe lângă aceste cauze sociale, democratice și doctrine, teorii privind drepturile omului, privind societatea cu caracter democratic, care au apărut încă din secolele 16, continuă până în prezent, fundamentează ideea de Constituție, de constituționalism, adică de aplicarea Constituției în viața de fiecare zi. O simplă enumerare, poate că cu alte ocazii o să insistăm mai mult, teoria contractului social al lui Jean-Jacques Rousseau sau teoria separației puterilor în stat al lui Montesquieu și nu numai, teoria drepturilor naturale, o teorie extraordinară care leagă existența drepturilor de însăși ființa umană, vorbind de intangibilitatea unor drepturi, teoria suveranității naționale, care mută centrul puterii de la cei care o exercită, la cel care o deține, adică de la popor, sunt numai câteva dintre aceste teorii filozofice, sociale, care au permis apariția Constituției și dezvoltarea ei în forma pe care o știm noi astăzi, și chiar și constituționalismul democratic. Evident, noi vorbim nu numai de Constituție, dar și de constituționalism. Constituționalismul nu este decât interpretarea și aplicarea normelor constituționale în viața statală și în viața de fiecare zi. Este interesant că doctrinarii în materie fac o distinție și spune că putem discuta de constituționalism numai în statele democratice, numai unde avem de a face cu o veritabilă democrație, cu un stat de drept, și nu în formele dictatoriale sau în formele de conducere absolută sau autocratice care au existat de-a lungul timpului. Așa și este. Sigur, noi am cunoscut Constituții, am avut Constituții și în epoca comunistă, dar nu puteam vorbi de un constituționalism autentic, pentru că nu exista această latură democratică, adică a unei garantări și respectări reale a drepturilor omului și a limitării puterii statale prin forța legii și, evident, afirmarea libertății umane. De aceea, iată cât de importantă, am vrut să subliniez, este o zi care marchează adoptarea unui act fundamental care, pentru noi, mă gândesc la 8 decembrie 1991, a însemnat, din perspectivă juridică, reinstaurarea democrației în statul român, realizarea, să spunem, sau începerea operei de a realizare și de înfăptuire a statului de drept. Pentru că, evident, dacă discutăm despre constituționalism, trebuie să avem în vedere și evoluția sa, aspectul diacronic. Constituția nu este un act care se realizează prin el însuși imediat, ci numai în timp, în această expresie diacronică de care discutam. Cred că este bine, estimați videospectatori, să ne amintim sau să precizăm câteva chestiuni despre ceea ce a însemnat Constituția, de ce avem nevoie, totuși, într-o societate democratică, de o Constituție. Și ce anume a marcat momentul apariției unei asemenea legi fundamentale. Ceea ce trebuie să precizăm este că o astfel de lege, care poate fi intitulată Constituție în sens modern, a apărut destul de târziu, cam în secolul al XVIII-lea, Constituțiile scrise, primele Constituții scrise, și consecința a fost, sigur, o schimbare fundamentală
a regimului de guvernare. Ca urmare, de regulă, Constituția a fost adoptată ca o consecință a unor mișcări revoluționare, a unor transformări radicale în structura statului, care a dus la afirmarea supremaciei legii. Acesta este un aspect foarte important. Tot o explicație a apariției relativ târzie a Constituției în istoria societății umane este și această regăsire a omului ca persoană, ca persoană egală cu statul, o persoană liberă care poate să aibă, să spunem, drepturi și libertăți opozabile statului, pe care statul trebuie să le garanteze și să respecte. Prin urmare, stimați videospectatori, cred că legăm noțiunea de Constituție de trei aspecte importante, și anume de această idee a supremației legii și a Constituției, foarte important pentru realizarea întregii fenomenalități sociale. A doua chestiune foarte importantă ar fi limitarea puterii statale, excluderea puterii discreționare a monarhului, cum era înainte, sau a statului, și limitarea acesteia prin lege și coordonarea întregii activități statale prin lege a instituțiilor statului. Și un alt aspect foarte important, și nu cel din urmă, garantarea și consacrarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. Evident, arogăm și acele reglementări constituționale cu privire la sistemul economic, social și cultural foarte importante de care discutăm. Sigur, dacă privim istoric câteva elemente, nu vreau să intru în foarte multe amănunte, putem vorbi și de o Constituție cutumiară, este cazul de Constituției Angliei, a cărui origini începe cam prin secolul al XIII-lea, în 1215, acel document care și acum este invocat de către justiția Marii Britanii și nu numai, Magna Carta Libertatum, o Constituție care niciodată a Marii Britanii n-a fost cuprinsă într-o formă structurată definitivă, dar care, datorită tradițiilor poporului britanic și statului britanic, s-a dovedit a fi viabilă, formată din legi scrise, norme constituționale, cutume constituționale și jurisprudență. Prima Constituție scrisă a lumii cunoscută este, evident, Constituția Statelor Unite din 1787, care a rămas oarecum neschimbată și este viabilă, valabilă și în prezent, este cea mai longevivă Constituție a lumii, a mai fost completată cu amendamente, o Constituție foarte succintă ca număr de articole, dar esențială. Iar în Europa menționăm Constituția Franței în 1791 și celelalte Constituții care au început să fie adoptate în urma mișcărilor revoluționare după anul 1800. Evident, avem o evoluție, așa cum spuneam, a Constituțiilor și a Constituționalismului, o istorie care este foarte importantă și care nu se rupe, nu este separată rigid de tot ceea ce înseamnă istoria și nu poate fi separată rigid de tot ceea ce înseamnă istoria politică, socială, culturală a unui popor. La fel este și în cazul României. Dacă discutăm despre o periodizare a constituționalismului românesc, evident, trebuie să avem în vedere câteva chestiuni. În primul rând că nu sunt opinii, mă gândesc din partea autorilor, unanime, care să precizeze un anumit moment determinat în legătură cu o anumită lege care ar fi fost prima Constituție a statului român. Totuși, câteva chestiuni sunt conturate. Și o altă chestiune care mi se pare foarte importantă este că există o continuitate. Deci, reglementările constituționale, reglementările privind organizarea statului în România, în țările române, au o continuitate, chiar dacă, mai înainte de adoptarea primelor Constituții, să spunem, nu puteam vorbi de o asemenea lege cu un asemenea caracter fundamental. Dar tot timpul, începând, aș putea spune, chiar dacă afirmația mea e cam îndrăzneață, începând cu acel jus valachicum, trecând prin pravilele lui Matei Basarab și Vasile Lupu și cu celelalte documente, au existat asemenea reglementări privind statul și organizarea statală, ceea ce demonstrează, să spunem, unitatea și, de ce nu, independența, cel puțin spirituală,
și creativă privind organizarea statală și în România. Este un aspect cel puțin al autonomiei de care principatele române, în special Moldova și Țara Românească, s-au bucurat. În legătură cu evoluția aceasta a constituționalismului în România, mulți autori spun că, de fapt, aici a fost o evoluție de sus în jos, adică legile cu valoare constituțională au fost adoptate mai mult ca urmare a unor inițiative, a unor oameni luminați, boieri luminați sau profesori luminați, oameni de prestigiu, care au adus pe pământul României învățăturile, teoriile occidentale privind democratizarea vieții și, sigur, această idee de supremație a legii și coordonare a întregii activități prin intermediul unei legi supreme. Iar receptarea acestor constituții s-a făcut într-un mod, sigur, mai mult sau mai puțin vizibil, dar întotdeauna, sigur, că a fost benefic. Opinia mea este puțin diferită, stimații videospectatori, consider că nu este chiar așa. Dacă privim cu atenție realitățile românești în decursul evoluției istorice, putem constata că la baza a tot ceea ce înseamnă fenomenalitate exprimată și juridic, a stat o realitate socială, o realitate socială determinată de viața poporului român, determinată de personalitatea poporului român, de credința sa ortodoxă și de tot ceea ce înseamnă spiritualitatea românească. La fel s-a întâmplat și cu Constituțiile României și se poate demonstra această chestiune. Pot fi și au fost momente în istorie când voința luminată a unor personalități politice și culturale a fost decisivă pentru adoptarea unei Constituții, a unei legi fundamentale, dar au fost și alte momente în istorie când această realitate impusă de istorie, de voința poporului, de existența însăși a statului, a fost mult mai puternică decât însăși voința acestor personalități. E suficient să ne referim aici la un moment istoric, crearea statului național unitar în 1918, când, sigur, însăși această unitate națională a impus adoptarea Constituției din 1923 și a rezultatul unui efort intelectual a unor personalități la care o să mai facem referire pe parcursul expunerii, dar această chestiune a elaborării Constituțiilor sau a determinării Constituțiilor, mai corect spus, de jos în sus, adică de la cel care deține puterea sau este beneficiarul Constituției, de la popor, cred eu că a fost întotdeauna vizibilă. Ce altceva este, de exemplu, consemnarea în Constituția României a caracterelor statului român, stat independent, național, unitar, suveran, teritoriu inalienabil? Aceste caractere nu pot fi numai o consecință a unei voințe a legiuitorului constituant, ci sunt expresia unor realități sociale, istorice, a jertfei poporului român pentru unitate, pentru independență, pentru suveranitate, pentru că altfel, cu toată, să spunem, școala sau cu toată mintea luminată acestor personalități sau voința politică, ele nu puteau să aibă o realitate juridică, o realitate constituțională. Stimați videospectatori, sigur că fiind la vorba de un moment totuși aniversar, marcat sigur și de anumite, să spunem, gândire puțin nu atât de multă bucurie cum ar fi trebuit să avem în alte situații, dar fiind totuși vorba de un moment aniversar, cred că este bine să facem o scurtă trecere în revistă și aceste evoluții constituționale, fără a intra în prea multe amănunte, a României. Putem vorbi, sigur, că de așa numită perioadă preconstituțională, când au existat acte juridice și politice ce nu au fost veritabile Constituții, dar au contribuit din plin la acest demers permanent și continuu la apariția viitoarelor Constituții. Aș vrea să mă refer în câteva cuvinte la Constituția domnitorului Mavro Cordat, care a fost un document foarte important la vremea secolului al XVIII-lea, adoptat în anul 1741, prin care domnitorul, sigur că își
stabilea, să spunem, un anumit regim de guvernare. Nu era chiar o lege democratică, dar era o lege importantă pentru organizarea statului. Un alt document important de care aș vrea să fac amintire este celebrul document intitulat Suplex Liberus Valachorum, document elaborat în anul 1791 de fruntașii politici ai poporului român, de oameni reprezentativi pentru doleanțele poporului român din Transilvania, prin care se cereau a fi recunoscute drepturi fundamentale, constituționale, am spune noi astăzi, pentru populația din Transilvania, se proclamau principii precum cel al nediscriminării sau principiul egalității sau principiul egalității în fața statului, indiferent de etnie sau de alte diferențe, se proclama de asemenea libertatea, dreptul la viață ca fiind intangibile. Iată că aceste drepturi pe care noi le găsim astăzi aproape firești, la vremea respectivă, în Transilvania, în 1791, a trebuit să fie, mă rog, afirmate cu mult curaj din partea acestor iluminiști și să, aceștia să dea expresie doleanțelor poporului român. Actul respectiv îl consider un document preconstituțional foarte important, care, la fel ca și memorandumul, de peste 100 de ani, în 1892, a pus bazele, putem spune foarte bine, constituționalismului contemporan. Nu trebuie să uităm de asemenea și nici proiectul de Constituție elaborat de Dimitrie Sturza în anul 1802, un proiect, sigur, elaborat de acest domnitor care avea o gândire umanistă destul de înaintată și era cunoscător al teoriilor Occidentului, a dorit să permită sau să fie un pas important spre independența țărilor române, a țării românești în primul rând, dar, sigur, el a rămas în stadiul de proiect, nu a fost finalizat și, ca urmare, îl menționăm ca atare. Tot în stadiul de proiect a rămas și Constituția Cărbunarilor, a mișcării boierilor, intitulați ca atare, după mișcarea Carbonarilor din Italia, din 1822, o Constituție, aș spune eu, construită la vremea respectivă după principiile Constituțiilor moderne, după forma Constituțiilor moderne și cu un conținut destul de democratic. Sigur, se făcea aplicarea principiului separației puterilor în stat, între puterea legislativă, executivă și judecătorească, se prevedeau garanții pentru limitarea puterii discreționare a domnului, domnul era supus legii, nu mai putea să se manifeste discreționar, și de asemenea se proclamau drepturi și libertăți fundamentale pentru cetățeni, absolut compatibile, zic eu, păstrând, evident, momentul istoric, cu drepturile și libertățile fundamentale de acum. Interesant este că domnitorul Moldovei, pentru că în Moldova a apărut acest proiect de Constituție, Ion Sturza, a fost de acord, a ratificat, numai că s-a opus adoptării ei Turcia și Rusia, marile puteri din vremea respectivă. Evident, trebuie să amintim și documentele Revoluției Pașoptiste, proclamația de la Izlaz, mai înainte de aceasta, proclamația lui Tudor Vladimirescu, care au premers de asemenea, din punct de vedere politic, constituțiile, viitoarele constituții române. Un moment important ar fi și regulamentele organice din Moldova și Țara Românească, din 1831-1832, documente complexe, aș putea spune eu, și axate pe ideea de democrație și de constituționalism prin aceste teorii a drepturilor naturale, a separației puterilor în stat sau teoria suveranității potrivit căruia poporul este deținătorul puterii și nu domnitorul.
Mai ales că Nicolae Iorga considera că aceste regulamente din Țara Românească și Moldova sunt primele Constituții românești. E greu să treci peste părerea unui savant de talia lui Iorga, dar totuși au existat și opinii care nu le-au considerat ca fiind primele Constituții românești. E adevărat, nu atât din punct de vedere al conținutului, cât mai ales din aspecte formale, juridice, în primul rând pentru că ele au fost impuse de o putere străină, de Rusia, nu erau neapărat expresia suveranității naționale, dar și pentru faptul că partea administrativă sau reglementările privind administrația publică erau predominante față de celelalte aspecte care trebuie să fie într-o Constituție. Convenția de la Paris, din 1859, a fost o premiză importantă a adoptării primei Constituții românești, considerată ca atare unanim de specialiști în drept constituțional, dar și aici sunt anumite rezerve, și anume statutul dezvoltător al Convenției de la Paris, a domnitorului Ioan Cuza, din 1864, o Constituție care, de fapt, a reprezentat și ea, la vremea respectivă, aparent, impunerea voinței domnitorului Ioan Cuza. A fost adoptată prin plebiscit, dar ea este rezultatul, așa cum am încercat să spun la început, voinței poporului român de a trăi unit în cele două principate care au devenit România și, pe urmă, de-abia rezultatul unei voințe politice a domnitorului. O Constituție democratică, nu vreau să intru în detalii, sigur aveam și o adunare reprezentativă organizată în două camere, dar care nu avea un capitol dedicat drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. De aceea, unii o consideră ca nefiind o veritabilă Constituție, opinie care este oarecum contrazisă și este contrazisă de mulți specialiști, pentru că și în prezent există Constituții care nu cuprind asemenea reglementări, dar fac trimitere la alte documente în acest domeniu. Avem un alt moment istoric, dacă ne referim la data adoptării Constituției, cel din 1866, când se adoptă o Constituție, de data aceasta parcă mai mult voința sau poartă mai mult sau exprimă mai mult voința legiuitorului constituant și a suveranului, este determinată în special de aducerea pe tronul României a regelui Carol I și este o convenție, adică un pact între Parlament și regele Carol I, un pact care de altfel este orientat spre valorile occidentale contemporane din vremea respectivă. Unii au considerat-o o copie sau o reproducere aproape integrală a Constituției Belgiei din 1831. Eu spun că nu numai eu, și alții în materie, pentru că din nou revin această idee fundamentală, are la bază o realitate românească, iar reglementările ei, mai ales privind cele în legătură cu organizarea statului și drepturile și libertățile fundamentale, nu reproduc întru totul ceea ce exista în Occident. Evident, marile teorii luministe din vremea respectivă au existat, dar iată că aici găsim din nou acea particularitate românească de care discutam și care această convenție între Parlament și regele Carol I a respectat-o. A urmat Constituția din 1923, care a fost adoptată, așa cum spuneam, ca urmare a realizării unității naționale a statului român și, bineînțeles, a necesității unei unități legislative a provinciilor care erau deja acum, formau o singură țară, și anume România, România Mare. Important este că fiecare dintre aceste Constituții la care am făcut referire până acum a reprezentat câte ceva și din punct de vedere al realității sociale, au adus ceva în plus. De exemplu, statutul dezvoltător al Convenției al lui Ioan Cuza, al Convenției de la Paris, adoptat de Ioan Cuza, a adus legislația, a adus independența legislativă a țării românești. Un fapt deosebit de important. Au fost adoptate în baza ei numeroase acte juridice, codul civil sau codul penal, codul civil a dăinuit până în vremurile noastre. Constituția din 1866 a marcat, sigur cu modificările ulterioare, și independența politică a statului românesc și a pus bazele vieții politice parlamentare, democratice, un lucru foarte important. Da, ca să nu mai zic de proclamarea drepturilor și libertăților fundamentale, Constituția din 1923 evident marchează acest moment al unității naționale. Avem, sigur, un alt moment istoric marcat de Constituția din 1938 a regelui Carol al II-lea,
o constituție care a fost determinată tot de, să spunem, realitățile vremii, de această accentuare și de concentrare a puterii la nivelul monarhului, la nivelul șefului de stat, de accentuarea formelor dictatoriale de conducere europeană, de accentuarea crizei politice, economice, care a început să se manifeste în Europa. Este o creație, așa cum am spus și la intervenția mea de acum 2 sau 4 săptămâni, a ilustrului jurist român Istrat Emicescu, și este foarte interesant că, mă rog, să spunem, solicitarea regelui Carol al II-lea a fost aceea ca să se acorde puteri cât mai mari, dar Istrat Emicescu n-a renunțat la formația sa democratică și în memoriile sale spune foarte frumos că prin această Constituție n-a vrut să dea curs unei asemenea solicitări și a limitat pe cât a putut puterile suveranului. Evident, Constituția nu a avut o viață prea lungă, a urmat perioada războiului, Constituția a fost abrogată timp de vreo 4 ani în timpul războiului, s-a guvernat prin decrete legi. A urmat o altă perioadă, 1944 până în 1948, când n-am avut o Constituție propriu-zisă, dar prin diferite acte normative, nu reiau aici toată istoria, au fost repuse parțial în vigoare Constituțiile din 1923 și 1866 și s-a trecut treptat la ceea ce se poate numi închiderea vieții democratice în România, fiindcă deja România era sub influența Rusiei, a puterii Rusiei, care nu mai era de acord cu formele democratice. Poate că actul care marchează sfârșitul democrației române în această perioadă este legea 387 din 1947, din 30 decembrie, care a dus la abdicarea regelui Mihai I, la înlăturarea monarhiei ca formă de guvernământ, instaurarea republicii și renunțarea la separația puterilor în stat. Parlamentul avea o structură unicamerală, ceea ce era contrar tradiției, iar puterile statului, instituțiile statului, erau subordonate din dreapta în dreapta. Puterea comunistă, sigur că în mod treptat s-a impus, ideea de s-a eliminat pluralismul de toate formele, libertatea economică și s-a impus ideea de stat suveran, stat dictatorial, condus în baza unei singure ideologii și în baza unei singure voințe politice, s-a înlocuit separația puterilor în stat cu așa numita ideea centralismului democratic, drepturile sau tot ceea ce însemna libertatea umană, drepturile lui au fost subordonate intereselor sociale ale statului. Proprietatea personală a fost aproape desființată, iar garanțiile conferite drepturilor omului aproape că nu mai existau. Avem, sigur, momentul decembrie 1989, întoarcerea la democrație. A urmat o perioadă de aproximativ 2 ani când n-am avut o Constituție, dar au fost mai multe acte normative cu valoare constituțională care au reinstaurat treptat democrația în România. Actuala Constituție a fost adoptată în 1991 în urma unor discuții, sigur, în Parlament, a contribuției unor ilustre personalități, dar încă o dată repet, consecința nemijlocită a voinței poporului român, puterea constituantă a aparținut de fapt poporului român, adoptată prin referendum la 8 decembrie 1991, participarea la vot a fost extraordinară, peste 90% din electorat s-a prezentat, iar dorința de a adopta această Constituție, de asemenea, a fost extraordinară, aproape 88% din votanți au votat pentru adoptarea acestei Constituții. Este Constituția cea mai stabilă a României, pentru că n-a fost modificată decât o singură dată, în anul 2003. Au mai existat și alte încercări, dar care s-au oprit în diferite faze. Evident, nicio Constituție nu este o Constituție perfectă. Solon spunea în urmă cu mai bine de 3.000 de ani că, referindu-se la legile sale, el nu a dat o Constituție perfectă poporului. Termenul de Constituție este foarte vechi. Nu îl întâlnim numai acum, ci numai una care este cea mai potrivită. Eu cred că la fel trebuie să vorbim și despre constituționalismul contemporan, să fie vorba de o Constituție care să fie cea mai potrivită.
Stimat auditoriu, care a fost acel filon deosebit și care reiese și în Constituțiile României, care a marcat și a particularizat constituționalismul românesc în România? Eu cred că alături de celelalte valori de care discutam, spirituale, specificul etnic, limba română, foarte importantă, întreaga istorie și lupta poporului român pentru independență, alături de acestea, sau poate mai presus decât acestea, a fost credința română, credința poporului român, credința ortodoxă, care a rămas și a continuat și a perpetuat de-a lungul timpului și care a fost consemnată ca atare și de Constituțiile din perioada antebelică, mă refer la Constituția din 1866-1923, care menționau în mod expres că Biserica Ortodoxă Română este majoritară, fără să înlăture principiul toleranței sau a libertății religioase față de celelalte culte. Deci această majoritate a Bisericii Ortodoxe Române, bazată pe realitățile sociale, nu era contrară, să spunem, pluralismului sau, să spunem, existența altor culte și altor manifestări religioase din țară, dar aceasta a fost o cauză importantă spirituală, credința poporului român în Dumnezeu, credința poporului român nestrămutată, care a permis menținerea ființei poporului român și, evident, afirmarea Constituțiilor și existența Constituțiilor. A trebuit poate să amintim aici și de contribuția unor mari personalități ale vieții politice, vieții culturale, vieții juridice românești, care în decursul timpului au contribuit la afirmarea constituționalismului românesc. Sigur, există o dialectică foarte fină între cauzele, să spunem, profunde, sociale, politice și contribuția unor personalități la ceea ce înseamnă Constituție și constituționalism. Evident, sigur, nu vreau să fac o enumerare istorică, numai una exemplificativă. Mă gândesc la mari personalități, cum ar fi Mircea Giuvara, George Alexianu, Constantin Disescu, sau mai aproape de vremurile noastre, Antonie Iorgovan, profesorul Deleanu de la Cluj, profesorul Tudor Drăganu, profesorul Muraru și alții, care au contribuit din plin la edificarea științifică a constituționalismului românesc. Este regretabil, așa cum spuneam și în alte situații, că la facultățile de drept nu se mai insistă foarte mult pe această chestiune, pe ideea aceasta de a rememora și de a aduce în cultura juridică a studenților personalitatea, memoria acestor personalități și opera lor. Dar poate vor veni și alte vremuri. Stimat auditoriu, în legătură cu ceea ce putem numi noi constituționalismul contemporan, aș vrea să remarc mai întâi o singură chestiune. Discutam mai înainte și puneam accent pe ideea aceasta de ortodoxie, de credință, de dreaptă credință ortodoxă. Sigur, dacă ne gândim la momentul adoptării primelor constituții din Europa, acest moment, sfârșitul secolului al XVIII-lea, înseamnă de fapt și cu un moment al afirmării iluminismului, al puterii rațiunii umane, ceea ce a fost un lucru extraordinar. Numai că această afirmare a iluminismului, a rațiunii umane, a însemnat și o încredere aproape nemăsurată în rațiunea umană, în puterile rațiunii umane și o excludere, care s-a realizat treptat, a tot ceea ce înseamnă raportare la transcendent, la divinitate. Omul s-a crezut suficient lui însuși, la fel și în domeniul dreptului, ceea ce a fost o mare eroare care continuă, din păcate, sunt prezent. Exemplele ar putea fi numeroase în proiectul de Constituție pentru Europa sau în documentele Uniunii Europene. S-a exclus, deci a existat o asemenea inițiativă, referirea la tradițiile creștine ale Europei, pentru că acest raționalism de care discutam n-a dispărut, dimpotrivă s-a accentuat și noi considerăm că tot ce înseamnă viață este numai dreptul la viață, tot ce înseamnă libertate este numai dreptul la libertate, adică creații constituționale și nu și-au origine mai presus decât aceasta. Evident, poate că este exemplificativ și faptul că Constituția actuală a României, așa cum spuneam, a fost s-au gândit mai multe încercări de modificare a ei. Una dintre aceste încercări a fost inițiativa populară
declanșată în anul 2018 privind modificarea articolului 48 aliniat 1 din Constituție, potrivit căruia, sigur, familia să fie definită ca o căsătorie liber consimțită între un bărbat și o femeie, o inițiativă populară extraordinară care a reușit. În sensul că modificarea unei Constituții pe baza unei astfel de inițiative, mai ales în România, este aproape incredibilă. Dar uite că acolo atunci au fost parcurse toate etapele procedurale deosebit de rigide și s-a ajuns până la referendum. Însă ce a însemnat acest referendum? Deși legiuitorul a fost generos, Parlamentul a fost de acord cu această modificare, s-a acordat 2 zile pentru referendum, totuși prezența la vot a fost sub orice critică, în sensul că numai 21% din corpul electoral s-a prezentat la urne, ceea ce înseamnă, de fapt, ce spunea Sfântul Marco Ascetu, nepăsare, independență, uitare, neștiință, adică sursele oricărui deformări a ceea ce înseamnă firea omenească. Evident, 91% din cei prezenți au votat pentru modificare, dar datorită prezenței la vot, care a fost destul de nesemnificativă și oarecum paradoxală față de inițiativa populară de care discutam, această modificare nu s-a produs. Familia nu poate fi concepută în spiritul tradiției ortodoxe decât ca o unire între un bărbat și o femeie, cu toate că raționalismul european, de factură iluministă, ateu, vrea să imprime și o altă semnificație familiei și chiar și, să spunem, valorilor spirituale de credință, ceea ce nu este posibil. În prezent, sigur, stimați videospectatori, constituționalismul românesc este, să spunem, oarecum contradictor. Nu se poate contesta elementele pozitive, adică ceea ce a însemnat construcția statului de drept sub forma libertății, a pluralismului în acești 30 de ani de când Constituția României există. Aceste lucruri sunt reprezintă realități istorice, dar cred eu că tot la fel de evidente sunt și manifestările acestea discreționare de putere ale autorităților, ale guvernelor în toată această perioadă. Adică depărtarea aceasta mult prea tranșantă între putere, autoritatea ca atare, și ceea ce înseamnă valoare, spiritualitate, autentic spiritual al poporului român. De aici și manifestările acestea discreționare în aplicarea și interpretarea Constituției. Francezii și numai ei, germanii, în aspectele lor, în opera lor legislativă, au impus ideea de comportament constituțional loial al autorităților române, al autorităților în general, care înseamnă de fapt o raportare și o interpretare și aplicare a Constituției în spiritul ei și nu împotriva literelor și normelor pe care ea le are, așa cum din păcate la noi s-a întâmplat de multe ori. Sigur, Curtea Constituțională este un garant important al acestei supremații și a intervenit, atât cât putea interveni în rezolvarea unor conflicte de natură constituțională între autoritățile statului. Dar această manifestare de neloialitate, aș spune eu, se manifestă, din păcate, și în prezent. E suficient să ne gândim la abundența ordonanțelor de urgență sau la restrângerile uneori foarte dure a unor libertăți fundamentale, inclusiv libertatea religioasă, părerea mea, nejustificată. Nu există nicio normă în Constituție care să permită ca jandarmii și poliția să intre într-o biserică, într-o sfântă biserică, și să impună reguli și să perturbe manifestările specifice cultului ortodox, chiar invocându-se un aspect cum ar fi acela al evitării răspândirii unui virus. Nu este așa. Mulți au spus că realitatea este cu totul alta, iar exemplele acestea de manifestare discrețională au putut să continue. Evident, spuneam că și Constituția României nu este perfectă. Mă gândesc că sunt unele chestiuni care ar putea fi reglementate altfel, așa cum și eu, la rândul meu, am făcut unele propuneri, e adevărat, teoretice, de posibile îmbunătățiri ale textelor constituționale. Mă gândesc acum la câteva aspecte. Sigur, n-aș vrea să spun decât 3 dintre ele. Unul ar fi legat de demnitatea omului. Demnitatea omului este o valoare pe care o regăsim în articolul 1 din Constituție, dar cred că nu este suficient.
Aceasta trebuie să fie demnitatea omului, premiza fundamentală impusă sau regăsită în Constituție pentru tot ceea ce înseamnă drepturi și libertăți fundamentale. E necesar pentru că, sigur, comportamentul acesta abuziv al guvernanților în special, de multe ori aduce atingere gravă demnității omului, iar aplicarea drepturilor și libertăților fundamentale, atât cât există ea, nu prea ține cont de această valoare extraordinară care este omul, pentru că demnitatea se confundă până la urmă cu ființa omului. Mă gândesc de asemenea la faptul că din epoca iluministă până în prezent, guvernanții au înscris în Constituții dreptul la proprietate personală și s-au grăbit uneori să-l declare sacru și inviolabil, proprietatea personală sacră, legându-se tot de această dependență a omului de cele materiale. Dar nu au făcut acestea lucru să declare sacră și viața omului. Viața omului este numai garantată. Mă gândesc că viața este darul fundamental al lui Dumnezeu pentru om, de la care pornesc toate celelalte lucruri. Ori viața ca atare este sacră pentru că nu poate fi explicată prin raționalisme iluministe și garantarea ei prin intermediul dreptului ar trebui să fie intangibilă, să respecte acest element transcendent al vieții. Evident, când discutăm despre libertatea de conștiință, ar trebui să facem această distinție și să vorbim nu numai de autonomia Bisericii Ortodoxe, dar și comportamentul loial al autorităților statului față de Biserica Ortodoxă și să facem o distinție constituțională care acum văd că se impune, pentru că nu există acel comportament loial, între întrunirile obișnuite, laice și comunitatea, comuniunea ortodoxilor într-o biserică. Ar fi bine dacă în Constituție s-ar menționa această chestiune. În final, sigur, în studiile mele, de care fac acum mai o simplă referire, am menționat că ar fi util dacă ar exista o expresie, o prevedere expresă, o obligație constituțională pentru autoritățile statului la comportament constituțional loial, iar proporționalitatea ca și criteriu de apreciere a acestui comportament ar deveni de asemenea un principiu care să fie aplicabil nu numai pentru eventuala restrângere a unor drepturi, dar un principiu general pentru exercitarea puterii statale. Stimat auditoriu, sigur că ar fi multe de spus, dar nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră. Cred că, până la urmă, mesajul pe care, aș vrea să închei este acela al bucuriei, al satisfacției că trăim într-un stat liber, independent, într-un stat în care conștiința, marea majoritate a oamenilor au conștiința aceasta religioasă existentă, într-un stat care are deschise, să spunem, opțiuni extraordinare pentru viitor, nu poate neapărat printr-o expresie a guvernanților care s-au succedat de-a lungul timpului și care n-au respectat și, din păcate, nu respectă obligația de a asigura un trai decent. Mă gândesc la câți români au emigrat în străinătate și câți sunt supuși acolo unor condiții inumane de lucru și câte familii au fost desemnate, dar am în vedere, în primul rând, dorința poporului spre mai bine, încrederea, nădejdea, cum se spune în termeni teologici, spre mai bine și faptul, acest optimism care a fost existent de-a lungul secolelor, este o premisă fundamentală pentru acel mai bine pe care toți îl așteptăm în viitor. Vă doresc sărbători fericite, să aveți un an bun în care viața dumneavoastră, libertatea dumneavoastră să revină la normal, să ne bucurăm că suntem împreună și de tot ceea ce ne dăruiește Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenția acordată.